Cei care s-au născut în Zodia Taurului vor avea pe 21 mai motive să fie mândri de casa lor, de interiorul lor, dar în relațiile de familie vor opta pentru un soi de autoritate. Vor să se știe cine e șeful și acela sunt ei, vor să decidă și ceea ce vor ei se va pune în aplicare. Pe de altă parte Uranus care tocmai a intrat în semnul lor zodiacal îi face să aibă tot felul de schimbări, de opinie, de stare de spirit, de interes. Brusc te pomenești cu un Taur care era foarte cum se cade și stabil că începe să pună altfel problemele, care are o altă viziune, că nu te mai înțelege așa ușor cu el. Aceste meandre de comportament și de gândire sunt fireși pentru că Taurii încep și ei să primească aceste impulsuri care îi schimbă, îi modifică pentru unii îi bagă direct în revoluție și în transformare în metamorfoză intensă pentru alții însă dă numai niște tulburări de umoare cum se zice, adică de stare de spirit între 22 și 24 mai pe la prânz acești nativi vor avea tot felul de stări uh, interioare care nu vorbesc despre exuberanță. Uh, S-ar putea să nu aibă chef de petreceri, de vizite, de dansa în tren, de tot felul de preocupări simpliste, mă rog, vulgare să le spunem sau populare. Uh, S-ar putea să fie reticenți în fața unor invitații, să-și decline prezența la tot felul de nunți petreceri cu metrii, să prefere liniștea, tihna căminului, odihna, recuperarea, lectura, delectarea sau chiar bucuria unui spectacol, a unei cărți, a studiului să știți că sunt pe lumea asta și oameni care studiază nu, nu sunt numai oameni care petrec non-stop iar cei născuți în zodia taului chiar pot să învețe foarte bine în această perioadă preocupările sunt Interesante pentru toți cei care desfășoară activități artistice, pentru că le acutizează simțurile necesare une etape finale într-un proces artistic. Atenție pe detaliu, pe nuanțe, capacitatea de a avea răbdare și a finisa, de a verifica nu o dată de două ori, de câte ori este nevoie, de a face mici transformări, de a aprecia critic produsul muncii lor, de a fi obiectiv și de a se distanța în așa fel încât ei să devină cei mai buni, proprii critici ai muncii lor, înainte să o facă Alții. Relațiile cu copiii pot să fie destul de așezate, de cumpătate și uh, destul de adecvate față de situațiile de moment. Între 24 mai după amiaza și 26 mai până spre orele 17, uh, efortul lor la locul de muncă se va îndrepta spre armonie. Vor dori să nu mai amplifice niște conflicte, să nu dea apă la moară unor animozități, sperăm să le iasă, sperăm să rămână așa cum își doresc, rezervați și tăcuți. Dar o serie de bârfe, informații, bursa zvonurilor, să îi pune din când în când pe gânduri cu privire la ceea ce urmează să se întâmple la locul de muncă. Și dacă ar fi să se întâmple așa cum aud ei, ei lucrurile încep să nu le mai placă. Se gândesc foarte serios uh, ce ar trebui să facă, dar deocamdată nu iau decizii concrete, doar se supără, se amărăsc, se îngrijorează, sunt preocupați și mintea lor începe să stăruie mai mult decât în alte dăți pe chestiunile de serviciu. Cei născuți în semnul taurului trebuie să înțeleagă. Faptul că, în plan personal, căsnicia e pusă la încercare. Chiar și cei care trăiesc de o viață, chiar și cuplurile solide, acum nu fi vreo minune a lui Dumnezeu dacă se vor certa. Se vor certa, că și cearta face parte dintr-un mod de viață. Discrepanțe venite din diferențe de stare de spirit, interes de moment, interes material, interes familial, interes profesional. Fiecare are ceva care îl motivează și îl construiește într-o direcție care nu se mai potrivește perfect cu a persoanei cu care trăiește în postură de soț sau soție. Vorbim de sos, soție cu certificat, nu de o relație oarecare bazată pe liber consimțământ, că aceea nu este casa a șaptea, aceea este altceva. Fie casa a cincea a relațiilor sentimentale, fie casa opta doar a sexualității. Deci vorbim doar de soți în bună regulă. Dacă este vorba însă de parteneri de afacere, atunci lucrurile sunt complicate. În primul rând, e nevoie de o atenție concentrată și sporită și de o prudență maximă cu privire la un partener, la mai mulți parteneri, la oamenii care au o putere de decizie într-o activitate în care sunt implicați și acești nativi. S-ar putea ca aceea să-i pună să semneze sau să fie de acord cu niște măsuri, un fel de punere în fața faptului împlinit. Deci, nu semnați nimic, nu fiți de acord cu nimic. Cel mai bine ar fi să nu vă duceți la cele ședințe pentru că s-ar putea conflictul să iasă foarte mare, să iasă o dandana pe care să nu prea aveți în următoarele săptămâni cum să o aplanați. Este bine să depășiți această etapă în care Mercur în opoziție cu Jupiter, nimeni nu vorbește corect, nici aceea, nici Taurii. Nimeni nu înțelege corect și cum trebuie un adevăr rostit sau un punct de vedere formular, formulat. Nici Taurii, nici aceea. Sigur că aspectul e cu mult, mult mai delicat și mai periculos dacă este vorba de procese și de mărturii și de depoziții și de anchete și de declarații și de audieri ale unor părți care pot să aibă statut special, de exemplu, intervenient și schimbă cursul procesului câte un intervenient de nou avocație, aer cum să reformuleze strategia apărării. Atenție majoră la ce vorbiți, la ceea ce simțiți, la toate acele lucruri nespuse, neștiute, numite de oameni în mod obișnuit intuiție. Intuiția nu vă va înșela, presimțirea nu vă va înșela, al 6 al 7 al 13 lea simți care vă transmite mesaje că nu e bine, nu e în regulă, nu e corect, sunt adevărate. Nu le ignorați, nu râdeți de ele, nu le marginalizați. Opriți-vă și țineți cont de ele. Nu luați decizii majore, nu vă supărați, nu vă dați demisia, nu plecați dintr-o firmă sau dintr-o afacere, nu introduceți acțiune de divorț, este pe un stres astral major și acesta este primul impuls, dar este și cel mai prost. Prin urmare, temperați-vă aceste ieșiri. Din păcate, în afara soarelui, care va fi în opoziție Uh, vorbesc de soarele natal va fi în opoziție și cu Luna și cu Jupiter mai este vorba de Mercur care este planeta gândirii a comunicării a asimilării corecte sau incorrecte a mesajelor în opoziție la rândul lui cu Luna și Jupiter este o marmeladă astrală dificil de uh, uh, acceptat și uh, este și dificil de trăit